Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, tineretul social-democrat, sprijinit de către primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin Marius Creciu, a vrut să aducă zâmbetul pe buzele copiilor care practică lupte libere și box. Seara trecută, micii luptători au fost încântați să vadă că munca și efortul pe care îl depun în ceea ce fac este răsplătit și apreciat. Campionii orașului nostru au avut parte de surprize neașteptate din partea tineretului social-democrat. Bucuria nu a fost doar pentru copii, a fost simțită și de antrenorii acestora, văzând că elevii lor sunt răsplătiți pentru efortul depus. Bogasieru Elena, antrenoare la lupte libere, cât și Gherghescu Sorin, antrenor la Asociația Sportivă de Box, au putut arăta faptul că dedicarea pentru viitorul de mâine poate aduce rezultate extraordinare. Ce ne poți spune despre ce s-a întâmplat astăzi? Organizația TSD Drobeta Turnul Severin au venit cu foarte multe cadouri pentru copiii de la secția de lupte. Eu vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor pentru că a fost o surpriză minunată pentru copilașii noștri și totodată vreau să mulțumesc în mod special domnului primar Screciu că ne-a ajutat și ne susține tineretul din Drobeta Turnul Severin. Alături de noi a venit președinta de la TSD Maria Mitrache și președintele de la TSD Mehedinți Cojocaru Nicu. Sunt onorată să vină să ne calce pragul. Am reușit să ne adunăm și noi și să le facem o surpriză, o mică demonstrație de lupte. Copiii au fost și sunt foarte încântați de această surpriză minunată. Antrenorul Gherghescu Sorin a fost încântat să poată participa împreună cu elevii săi la acțiunea oferită de tineretul social-democrat, susținută de către edilul Marius Creciu. A fost o inițiativă a primăriei și salutăm și mulțumim pentru acest lucru. Mulțumim domnului primar Marius Creciu, care nu ne-a uitat nici de această dată. Un lucru foarte frumos din partea lor, îl apreciem din suflet. Sunt convins că surpriza de care au avut parte copiii astăzi e una nemaipomenită și nu se putea să fie mai frumos. Organizația Tinerilor Social-Democrați a reușit în prag de sărbători să realizeze o acțiune frumoasă. Maria Mitrache, președinta TSD Drobeta Turnul Severin, cât și cojocarul Nicu Alexandru, președinte TSD Mehedinți, au fost nelipsiți și încântați că pot fi alături de cei care ne reprezintă județul cu mândrie. De fiecare dată este o mare plăcere să ne aflăm în mijlocul tinerilor din județul nostru. A fost o acțiune foarte frumoasă, mulțumesc pentru sprijin domnului primar Marius Creciu, a fost mereu alături de tinerii din orașul nostru. Acești tineri au făcut performanță și au dus numele județului și al orașului nostru, l-au făcut cunoscut în toată țara și nu numai, pentru că acești copii minunați au avut rezultate foarte bune și la campionate europene sau chiar la campionate mondiale și ne bucură faptul că am putut să le oferim o bucurie acestor tineri minunați care, repet, au făcut performanță. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au contribuit la această acțiune. Este o mare plăcere și onoare pentru noi să fim în rândul tinerilor care fac performanță, să le oferim un zâmbet, să le oferim o mică bucurie. Susținerea edilului Marius Creciu aduce mereu rezultate bune, cât și mulțumiri la fiecare acțiune realizată de TSD. Împreună cu colegii mei din echipa de tineret a Partidului Social Democrat, dar și cu ajutorul domnului primar Marius Creciu, am venit să oferim un zâmbet copiilor de la echipa de box și de lupte din Drobeta Turnul Severin. Mă bucur foarte mult că ne-au primit în această seară aici și de asemenea îi felicităm pentru rezultatele obținute atât pe ei cât și pe antrenorilor. Ambiția pentru a aduce cât mai multe rezultate bune pentru județul lor îi motivează mereu, totodată mândri că sunt apreciați pentru efortul depus. Am o părere foarte frumoasă, este o organizare foarte bine pusă la punct și îi mulțumim foarte mult antrenorilor nostru. Foarte frumos din partea lor. Îi mai așteptați pe la voi? Da. Mulțumesc tuturor pentru implicarea lor. Vă mulțumim frumos pentru acest cadou. Vă așteptăm să fiți alături de noi. Noi le mulțumim foarte mult și dacă nu erau ei, în momentul de față, poate noi nu ne bucuram. Mulțumesc pentru cadou, că a fost frumos. O sunt la lupte și am multe secrete. Da, ne-au adus și îmi place cadoul meu. Acești copii ne reprezintă atât municipiul cât și întreg județul la diferite concursuri sportive naționale și internaționale, obținând rezultate remarcabile.
Hai să vină!